Bine v-am regăsit, stimați telespectatori ai televiziunii Sufletului tău, 6 TV și ai emisiunii Umanismul Transformării. Astăzi abordăm un subiect care ar părea ușor, dacă nu ar fi greu. Tema de astăzi, revalorizarea argumentării în societatea contemporană, o să vă pună pe gânduri. Veți spune ce înseamnă asta. Așa, în mare, este vorba de comunicare. Știți foarte bine că în lipsa comunicării, a relațiilor bazate pe știri reale, pe atenție sporită în acest domeniu, putem ajunge la conflicte greu de stăpânit. Comunicarea este un domeniu care s-a autodezvoltat, ca să spun așa, și care și-a creat proprii specialiști, pentru că fără specialiști în comunicare nimic nu ar fi posibil. Vedeți că lumea politicii de astăzi depinde total de comunicare. Există manipulări, există vești false, există informații rapide, informații întârziate, voit, fel de fel de forme. În lumea aceasta a comunicării, o predilecție, mai ales pentru acest domeniu, o au femeile, o au specialistele femei care s-au format în mod special să atingă această zonă a cunoașterii și a relaționării între ființele umane. Este un subiect care intră în umanismul transformării, pentru că zona comunicării este cea care transformă societatea. Avem două invitate astăzi, după cum vă spuneam, două specialiste importante. Este vorba de profesor universitar, dr. Daniela Roventa Frumușani, profesor la Universitatea din București, și o doctorandă, Ana Maria Canaru, care este asistent de cercetare. Și fiecare la rândul său se va prezenta și vă va explica cu ce se ocupă în cadrul domeniului cercetat. Așa că îi voi da cuvântul mai întâi doamnei profesor universitar Daniela Roventa Frumușani. Bine ați venit, doamnă profesor, în emisiunea noastră. V-aș ruga, dacă este posibil, să vă prezentați puțin. Apoi să o rugăm și pe colega noastră să facă același lucru, după care să intrăm în conținutul emisiunii noastre. Vă rog. Bună ziua, stimați spectatori, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că vin de la Facultatea de Jurnalism, am să încerc o prezentare scurtă. Suntem în era Facebook-ului, a Twitter-ului, deci conversațiile care trec de prea multe cuvinte nu rețin atenția. Am intrat în învățământul superior în 1975 ca asistent asociat la Facultatea de Limbi Străine, iar în 1990, odată cu înființarea, după 10 de ani de absență în peisajul universitar românesc a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării din Universitatea București, ca titular al disciplinelor teoria argumentării, semiotică și studii de gen. Deci, o tinerețe universitară de 40 de ani. Domeniile în care am condus disertații de masterat și din 2008 teze de doctorat sunt semiotica sau studiul sistemelor de semne și al funcționării acestora. Specialiștii, dar nu numai specialiștii, vor spune că suntem cu toții semioticieni, cu toții manevrăm culorile, gesturile, distanțele care completează limbajul verbal. A doua direcție de cercetare a fost teoria argumentării și retorica, subsumate cadrului larg al analizei discursului, discurs politic, discurs științific, discurs mediatic și, last but not least, last pentru că datează din 1995, deci tot din secolul trecut, dimensiunea de gen în științele sociale, numită cu un neologism Gender Studies, care a fost
implementată și în România, mai întâi ca un curs opțional sau un curs facultativ, apoi ca un masterat de sine stătător la SNSPA și din 2011 ca o componentă fundamentală a unui masterat internațional francofon media dezvoltare societate. Și pentru că suntem în această dimensiune a convivialității, a dialogului, a negocierii semnificațiilor, aș vrea să participăm la o revalorizare din perspectivă cognitivă, emoțională și psihologică a argumentării, a faptului că nu există eu fără tu. Solipsismul, Robinson, Crusoe au dispărut din societatea contemporană. Și o dovadă palpabilă este faptul că am angrenat în acest dialog pe o colaboratoare la toate nivelele învățământului superior. Mi-a fost studentă la licență, studentă la masteratul francofon Media Development Societe și actualmente doctorandă în științele comunicării, Ana Maria Sezonov Hanaru. Te rog să te prezinți. Bună ziua! După cum a spus și doamna profesoară, am fost studentă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, atât la licență cât și în cadrul masterului francofon și acum sunt la al patrulea an de doctorat. Interesul meu de cercetare este legat de teoriile semioticii sociale și ale analizei critice de discurs, iar teza mea de doctorat se concentrează asupra aprofundării strategiilor de comunicare ale artiștilor plastici contemporani. Minunat! Observați, estimați telespectatori, că în emisiunea noastră și, în general, Umanismul Transformării, care este o emisiune transparentă, arătăm cum profesorul își învață discipolul. Este un transfer de informație pe care l-am dorit în toate domeniile. Ar fi important ca și în instituțiile statului să se întâmple lucrul acesta, nu numai la o emisiune de televiziune, în care cei tineri preiau ștafeta de la cei bine pregătiți, ca să folosim acest termen. Să rugăm pe doamna profesor Frumușani să ne explice așa mai pe larg ce înseamnă gender și în așa fel încât să înțelegem cu toții, că așa poate sună mai complicat pentru unii, dar sigur că vom fi foarte atenți și vom vedea ce înseamnă gender. Gender, în societatea contemporană s-a încetățenit după modelul imperialismului lingvistic britanic, termenul de gender și chiar manuale de introducere în studiile de gen în Franța sau la Bruxelles se numesc Introduction au Gender Studies. Este vorba de o dimensiune transversală, deci care traversează științele sociale, științele politice, dar istoria, dar și comunicarea de fiecare zi, de care, din păcate, și sociologii și psihologii nu au fost conștienți până în anii 50-60. De ce? Pentru că modelul universal era ceea ce astăzi se numește cu o sintagmă bine cunoscută și studenților de la master, masculinitatea hegemonică. Un singur model al competiției, al conflictului, al supremației, cine e mai puternic, fizic, financiar, ca statut politic, când de fapt avem nevoie de convivialitate, de dialog. Un exemplu care sper să fie concludent este simplul fapt că la un articol de 10-15 pagini publicat în reviste de prestigiu, citate pe tot mapamondul, au ajuns să colaboreze nu 2, nu 3, ci până la 6 coautori. Profesorul, cum spunea doamna Mihaela Muraru, coordonator sau mentorul unui grup, studenți postdoctorali și studenți la doctorat.
dincolo de această noțiune de transversalitate, ar mai fi de menționat un lucru extrem de important pe care filozofii l-au evidențiat, și anume faptul că din toate revoluțiile tehnologice, cucerirea cosmosului, ieșirea din conul de umbră a jumătate din umanitate, femeile, reprezintă, după Gilles Lipovetsky, autorul unui splendid eseu tradus rapid și în limba română, A treia femeie, evoluția și permanențele femininului, această revoluție a femininului caracterizează și dinamizează transformarea, evoluția societății. Nu cred că ar fi mai bun exemplu decât faptul că metafore dominante, precum Regina Stupului sau Plafonul de Sticlă, au pătruns în limbajul jurnalisticilor și în conversația de fiecare zi. Și dacă ar fi să folosim niște cuvinte cheie pentru cercetarea și sensibilizarea la dimensiunea de gen, ar trebui evidențiate aceste două lucruri. Faptul că secole au existat aceste bariere invizibile, faimosul plafon de sticlă sau țeava din care se scurg foarte multe elemente, țeava găurită. Femeile care începeau un traseu profesional și care, din diverse motive, în principal absența politicilor publice, erau nevoite să fie cetățeni de rang 2. Câte femei rector, prim-ministri, în afară de cele emblematice, Margaret Thatcher sau o femeie chirurg. Și de aceea, din 2010, împreună cu studentele la masterat și doctorat, am inițiat ceea ce iarăși este un câștig al feminismului și al studiilor de gen, interviuri în profunzime, istorii de viață, experiențe de viață trăite de femei tinere sau mai puțin tinere, în această perspectivă a unei experiențe împărtășite, fără ierarhie, eu sunt cercetătorul, tu ești persoana intervievată, un dialog de creștere, de co-construire a semnificației, ceea ce se numește residuvi, istorie de viață. Probabil că fiecare dintre noi aici de față, dar și fiecare din dumneavoastră are niște povești, niște story-uri emblematice. Și legat de esența participării și vizibilității femeilor în cercetare și în învățământul superior, fără diferență de continent, instituție, și în Franța, și în Senegal, și în România lucrurile sunt cam la fel, putem spune că intenționat sau neintenționat, conștient sau inconștient, se perpetuează stereotipuri de secole, faptul că femeile sunt cumva considerate niște copii cărora li se dă din când în când ocazia să participe la viața publică, și atunci când o fac, dacă nu se uită să fie trimise la cratiță, sunt privite cu condescendență, cu superioritate în numeroase instituții. De aceea au defilat acele imagini asociații internaționale precum UNESCO, Agenția Universitară a Francofoniei, ONU, au organizat manifestări consacrate leadership-ului feminin, puterii în politică reprezentate de femei, și mai ales în 1995, când a avut loc la Beijing o impresionantă reuniune internațională în decada femeii consacrată situației, condiției femei și posibilităților ameliorării prin conlucrarea tuturor guvernelor, s-au semnat niște tratate a egalității în drepturi, a lichidării discriminării, și veți vedea, dacă vom avea timp, câteva exemple. Exemplele sunt din teoria argumentării pilonii dezbaterii, cifrele, exemplele paradigmatice,
experiențele emblematice pe care femeile pot să le aducă în spațiul public reprezintă într-adevăr o schimbare, o enormă forță de schimbare cu calități complementare faimosului discurs al puterii, al autorității care se impune prin statut. Aș întreba un lucru. Am observat cum au evoluat domnișoarele și doamnele, deci purtătorii de cuvânt în mass media, reporterii, femei, chiar modificându-și tonalitatea, vocea, adică dacă ne amintim înainte de Revoluție, apărea Sanda Țăranu și spunea un text monoton, un text pe care îl învăța. După Revoluție, deodată a apărut așa ca impact, o voce puternică, ușor răstită, învață domnișoarele care ulterior vor lucra în presă această tonalitate la universitate sau direct la televiziunile, să spunem, unde merg. Că ați văzut că au așa o adresabilitate nu pe un ton normal, ci pe un ton care să atragă. Asta le învățați în facultate? Nu, public speaking este dincolo de inflexiuni și de tonalități, dar e adevărat că întotdeauna au existat comentarii legate de vocile celebre. Mi-aduc aminte de Edith Cresson, care a fost cumva promovată ca prim-ministru, de altfel prima femeie prim-ministru în Franța, a fost acuzată de toți jurnaliștii că are o voce isterică, pițigăiată și că lumea nu o ascultă. Deci, probabil, inconștient, vocile de care vorbeați, ale purtătoarelor de cuvânt, se conformează acestui model masculin, vocea gravă, impunătoare, când, de fapt, anatomic, trebuie să acceptăm diferențele. Și atunci, cred că mai important decât soprană sau bas, tenor sau mezzo-soprană, ar fi conținutul, articulația, debitul, ritmul care să facă inteligibil discursul respectiv. Cred că ar fi important însă și o atenție sporită asupra conținutului, mai ales în știrile legate de activitatea asta social-politică, să nu greșim atât de mult. De prea multe ori m-am nemulțumit când am auzit comentarii și în general se întâmplă, dar sunt și bărbații sigur în situația asta, comentarii vis-a-vis la așa, un text de tipul ăsta. Bătrânul a trecut strada și l-a lovit mașina. Bătrânul a stat la rând, deci folosind un termen bătrânul, de fapt nu realizează că aduc subiectul în zona CNCD-ului, pentru că prin această exprimare pot să spună despre un pensionar care are doar 55 de ani, pentru că înainte a fost militar și la 55 de ani un bărbat este încă tânăr, să-i spună bătrânul. Am făcut diferite observații pe site-uri, pe, dar degeaba, presa nu ține cont de tipul ăsta de observații și este regretabil. Folosesc, nu intră în cadrul emisiunii, dar folosesc acest cadru pentru că e vorba de comunicare, să subliniez că poate că vor auzi unii și vor fi atenți în discursurile lor la modul în care se exprimă. Sau mai spun. Dar mi-a servit foarte bine acest camera, exemplu. Prima camera a Parlamentului, Senatul sau... Nu există așa ceva. Dacă vă uitați în Constituție, prima camera a Parlamentului este Camera Deputaților și Senatul. Dar cu toții creează o discriminare în planul administrației centrale folosind Senatul sau senatorii fiind membrii primei camere. Nu există așa ceva. Deci un ziarist ar trebui să pună mâna în primul rând pe Constituție, apoi să citească legea discriminării. Este obligatoriu. Aș introduce la facultate studii există de tipul acesta. Vă rog să continuați, scuze. Exemplul dumneavoastră mi-a servit pentru că l-aș completa și aș spune
că în majoritatea situațiilor se spune bătrâna de 55 de ani sau mai grav femeia atunci când, de pildă, într-o știre se vorbește despre un hoț care a atacat-o în lift pe o femeie notar, pe o judecătoare. Despre hoț, sigur, nu se poate da identitatea, că nu este un geniu al computerelor, dar reluarea, pentru a evita repetiția, se va spune femeia. Femeia a fost atacată, în loc să îi se folosească statutul. Pe de o parte și pe de altă parte, un alt element la care ar trebui să sensibilizăm jurnaliștii, dar și publicul larg, ar fi faptul, și lucrul ăsta s-a făcut în cercetări reluate din secolul trecut, la fiecare 5 ani, felul în care știrile etichetează un sex în raport cu celălalt. Dacă bărbații sunt prezentați în 85% din cazuri prin statut, președintele, proprietarul magazinului, directorul, șef, femeia, chiar dacă este ministru sau cercetător la un institut, este neapărat și fiica cuiva sau mamă de familie sau mamă a trei copii în persoane care, de notorietate, pe de o parte, dar și cei despre care se vorbește în știre sunt fixați doar prin statut profesional dacă sunt bărbați și neapărat și ca anexă a unui rol familial. Fiica lui, ca să nu mai vorbim de amanta lui sau relațiile extraconjugale care sunt cumva un dat al femeilor. Dar lăsăm pentru altă dată această corectitudine lingvistică. Cred că ar trebui să facem o emisiune așa tehnică, pentru că ar fi... Acum, eu nu m-am uitat pe grila cursurilor de la facultatea dumneavoastră, știți? Și nu știu, dar ar fi obligatoriu să învețe un ziarist drept parlamentar să învețe legislație, dar nu așa doar să o citească, să dea examene, ci aplicat, ca să nu mai avem zilnic știri deformate, pentru că ei nu cunosc anumite lucruri care țin, sigur, au așa o conotație teoretică, dar mi se pare că obligatorie. Ele există. Doamna Ana, să vă precizez că există cursuri de etică și de ontologie în programa Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, dar cred că limbajul ține de o bucătărie și de o politică editorială a fiecarei televiziuni și cât de strict este controlat și nu neapărat controlat, cât îndrumat reporterul să se exprime corect, fără să discrimineze. Asta face parte dintr-o cultură editorială specifică fiecarei televiziuni în parte. Pentru că ei învață în facultate. Da. Cum aplică, nu ține numai de ei, ține și de... Normal ar fi ca într-o redacție politică toți jurnaliștii de acolo să cunoască dreptul parlamentar. În clipa în care îl trimis pe sălile Parlamentului să se adreseze aleșilor, trebuie să cunoască dinainte că nu se pot adresa oricum. Și că atunci când pun o întrebare, trebuie să înțeleagă exact rolul întrebării și în clipa în care parlamentarul îi dă un răspuns, să știe despre ce este vorba, pentru că el, am văzut de foarte multe ori lucruri în regulă, adică parlamentarul îi dădea un răspuns corect și ziaristul interpreta la nivelul cunoștințelor lor. Așa ceva nu trebuie să se întâmple, că el se pune, jurnalistul respectiv, se pune în situația de a arăta că nu știe. Și atunci cred că toate redacțiile astea care se ocupă de impactul cu instituțiile centrale ar trebui să-și pregătească foarte bine jurnaliștii. Să mergem, Mai departe. Mai departe, dacă se poate. Dacă mai avem așa până la semiotică de spus ceva în situația, în zona asta... Aș fi vrut să evidențiem felul în care aceste revoluții, mai degrabă evoluții lente, marchează totuși schimbarea în societățile contemporane. Și am organizat din 1935, 1995, o
cercetare longitudinală care se cheamă GMP, Global Media Monitoring Project, și care ne prezintă felul în care într-o singură zi, extrasă aleator de către organizatorii demersului, ziarele, televiziunile, radiourile de pe întreg mapamondul vorbesc despre, cu și ca autoare, despre femei. Și e foarte interesant că 70 în prima ediție, în 95, 114 în 2015, fiind cercetare longitudinală, se repetă la intervalul de 5 ani. Numărul de mențiuni ale femeii în știri crește cu 1% la 5 ani. Deci în 95, 17% din toate știrile lumii vorbeau despre femei. Sigur, nu sunt multe femei prim-ministru sau prin planul politicii, dar în sănătate, în știință, în viața socială au un rol mult mai important. E suficient să ne uităm în orice statistică și să vedem că există femei medici, judecători, procurori, deci mass media, care ar trebui să fie oglinda, reflectarea societății, are în continuare o viziune defavorabilă, în primul rând din punctul de vedere al vizibilității, îi spun eu, jumătății de omenire. 5 ani mai târziu, procentul se schimbă enorm, 18% din știrile lumii, incluzând televiziunea și televiziuni publice și private, radiouri publice și private, cel puțin două cotidiene naționale și regionale pentru fiecare țară, au fost cuprinse toate continentele. Anul, ediția următoare, 5 ani mai târziu, crește procentul 21%. În 2010 ajungem la un sfert, 24% din toate știrile vorbesc despre femei, deși în universități, în facultățile de comunicare și jurnalism, avem 90% studente și doar 10% studenți, motiv pentru care într-o țară prietenă, în Bulgaria, îmi spunea decanul, există locuri separate dedicate băieților, lipsesc vocile de bărbați în radio. Dar, deși raportul în televiziuni între reporteri este aproape de echilibru, persoanele despre care se vorbește în știri sunt mult prea puține. Și atunci, cum să ajungem la un echilibru între reflectarea media și societatea reală? UNESCO, Națiunile Unite, statele participante la acest program și mai ales cercetătorii consideră că nu numai că este posibil, este absolut necesar și dezirabil pentru societate să existe un modul de studii de gen la licență, atât pe discipline, să vedem care este în cinematograf, în sociologie, în istorie, contribuția femeii, dar și un modul pluridisciplinar care să ne ofere informații și despre legislație sau despre absența ei, să mergând până la modulul de gen în societatea civilă. Să continuăm pe linia aceasta după o scurtă pauză, dacă posibil. Vom continua subiectul nostru cu doamna profesor universitar Frumoșan. Deci, vorbeam despre modulele... Despre modul în care educația, care este factorul cel mai revoluționar al societății, poate schimba stereotipurile. Și gândirea cercetătorilor a cadrelor didactice a fost îndreptată spre
introducerea unui modul foarte general de informare, așa cum avem educație civică, cum există religia în școală, de studii de gen la cele trei niveluri ale învățământului superior. La nivel de licență, un modul disciplinar și unul pluridisciplinar. La nivel de masterat, chiar programe integrale, masterale și, evident, în alte țări există și doctorat în studii de gen, dar ar mai fi extrem de important pentru toți cei care activează în ONG-uri, în societatea civilă, să conștientizeze această dimensiune și să lupte împotriva perpetuării stereotipurilor de gen. Și aș vrea să vă dau, fiindcă ați adus în discuție erorile, gafele jurnaliștilor, care după aceea sunt vânate și reiterate, legat de studiul despre care vă vorbeam, Global Media Monitoring Project, despre care n-am să vă mai spun multe lucruri, ci am să vă invit să îl căutați pe net sub titlul Who Makes the News și să luați ca pe un roman polițist în care nu știți cine este criminalul, deci nu știți sfârșitul, dar interesant este că de la un an la altul, de la o ediție la alta, de fapt, sunt introduse și noile tehnologii. Se analizează Twitter-ul și internetul și sunt selectate acele știri pe care cei 1500 de voluntari, și aici trebuie neapărat să precizez că au fost din facultatea mea din 95 studenți masterali, doctorali și tineri asistenți, selectează știrile care îi deranjează, care îi irită din punctul de vedere al inegalității de gen. În primul rând, majoritatea știrilor întăresc stereotipurile. Și într-un articol, nu spun ziarul, Miss UK merge în Afganistan. Deci în loc să se evidențieze faptul că femeile ocupă rolul de caporal în armată, în poliție, ceea ce au considerat important să pună în titlu și tot articolul era construit așa, era povestea acelei foste Miss care merge în Afganistan. E mult mai important să fii acolo, să faci o meserie non-tradițională decât că la 18 ani ai fost celebră o zi ca Miss Boboc sau Miss. Aceste stereotipuri uneori sunt subtile. De pildă, pe mine mă frapează în continuare cum o televiziune a putut, în momentul în care vrea să promoveze rolul femeilor în știință, să vorbească despre femeile savante. Ori mă gândesc la Molière și la ironia lui, ori la femeia savantă a secolului trecut, Elena Ceaușescu, deci oricum are o conotație negativă, în timp ce ideea era foarte bună, să promovăm femeile în știință, putea foarte simplu să spună tot mai multe femei în discipline non-tradiționale au contribuții importante în știință. Dar invitația mea este de a gândi altfel lectura știrilor, de a analiza cu alți ochi prezența celor pe care îi urmărim. De pildă, este absolut jenant să vezi că într-o listă de experți, 8 sau 10 persoane invitate, toți sunt bărbați, costum, cravată. Nu vorbim de paritate, dar măcar de acea masă critică, 20% prezență feminină, pentru că avem specialiste în toate domeniile. Sper că această incursiune în niște elemente, detalii, dar din păcate paradigmatice, care au fost și selectate ca atare, să ne facă să fim pe unii mai atenți când producem astfel de texte, pe alții mai atenți când le citim, mai circumspecți și, în orice caz, mai dornici să vedem realitatea așa cum este. Suntem colaboratori, activitatea noastră este complementară. Îmi place enorm de mult când soțul fiicei mele schimbă pamper și copilului, când o ia în brațe cu aceeași afecțiune, ceea ce pe vremea părinților sau bunicilor era mai degrabă o excepție. Și atunci, ideea de parteneriat domestic, ideea de responsabilitate în viața privată, dar și în cea publică împărțită, reprezintă, într-adevăr, aș zice, o schimbare fundamentală în relațiile de familie, de grup, de profesie și, până la urmă, în mersul înainte al societății noastre. Și cu asta vă promit că am încheiat cu feminismul, care nu este militant, e descriptiv, e analitic, dar este și prospectiv.
Mi-a plăcut cum mi-ați amintit de întâlnirea de la Marea Conferință de la Beijing în 1995, când delegația de femei a României era condusă de un bărbat. Da, am uitat să spun lucrurile astea. Cu toate că era doamna ministru Puvac, mi-amintesc, totuși delegația era condusă de un bărbat. Și o reprezentantă a ONG-urilor, Laura Greenberg, care și-a luat un doctorat. Da. Și, ca să vă dați seama ce salt s-a făcut din 1995 până astăzi, când avem un guvern condus de femei. Adică mi se pare totuși un salt extraordinar. Și dar aici este chiar un exemplu care până la urmă confirmă regula. Canadienii spun de sindromul Queen Bee. Citezi un exemplu și crezi că situația s-a rezolvat. Sigur, contează foarte mult calitatea persoanei, dar mai contează și cantitatea. În momentul în care se poate schimba o cultură organizațională doar când există o masă critică, în momentul în care vor fi acel 20-25% de femei și în managementul de top. Da, ar fi interesant dacă după alegerile din 2020, când vom avea alt guvern, nu știm de acum de ce orientare o fi, cum o fi, dacă vom avea tot atât de multe femei în guvern și de-abia atunci ne punem problema că în România încep să se așeze lucrurile normal. Când sunt, indiferent de orientarea politică, sunt preferate femei pentru modul în care, mai ales, pentru modul în care se prezintă, sunt specializate și fac, ca să spun așa, bine societății românești. Aș vrea să continui pe ideea asta și să vă evoc o glumă care mie îmi place foarte tare și care dă seama de importanța rolului, a modelului pe care îl ai în fața ochilor. În Marea Britanie, în vremea lui Margaret Thatcher, doi copii se jucau în prezența bunicului și sora îl întreabă pe frate: și tu ce vrei să te faci când ai să fii mare? Și îl răspunde prim-ministru, la care fetița începe să râdă: dar nu se poate, numai eu aș putea să fiu prim-ministru. Acele modele pe care să le vedem defilând în televiziune, nu doar femei top model sau, în cel mai bun caz, specialiste în zona sănătate, educație sau modă. În studiul de care vorbeam, 40% din prezențele feminine erau în celebrity news, de știri despre celebrități, fashion, mondan și eventual sănătate și viață socială. Toate știrile despre șomaj, sărăcie, știm cu toții că sărăcia se conjugă la feminin. Deci în momentul în care o astfel de glumă va deveni caducă, în care vom accepta prim-ministru sau președinte de țară în egală măsură o femeie sau un bărbat. Dar pentru asta mai trebuie să treacă ceva timp, pentru că în 2000, la cel mai serios sondaj Gallup, răspunsul care cuprindea peste 1200 de chestionați, vedeți în viitor în România o femeie președinte, nu a fost categoric, și rolul în care o femeie putea fi văzută ca manager era la comitetul de părinți, la comitetul de bloc, și, în orice caz, un rol secund. Doamna profesor, să vedem cu ce ne-ar putea îmbogăți emisiunea doctoranda dumneavoastră. Da. Da. Puteți să-mi puneți întrebări sau dumneavoastră știți mai bine care sunt interesele publicului dumneavoastră. O tânără în plină afirmare își poate construi un discurs așa cum simte. Deci, eu simt, simt să vă povestesc cum m-am confruntat cu o experiență de tip Erasmus. Mi-a oferit facultatea prilejul de a pleca la o bursă în Franța prin programul Erasmus, care e un program european și care e foarte folositor. Și asta s-a întâmplat între anii 2014-2015 și acolo m-am confruntat cu altă realitate, cu alți profesori, cu studenții care erau foarte panicați pentru că trebuia să-și treacă examenele și eu împreună cu ei. Am fost la Sorbona 3 la Paris și nu a fost o simplă vacanță.
a fost o confruntare cu o bibliografie și cu o perspectivă diferită. Și acolo am avut șansa să dau peste un profesor de semiotică la fel de simpatic ca doamna Frumșan, se numea Juan Alonso, care ne-a oferit nouă ocazia să facem un studiu semiotic, de cercetare semiotică, din pasiune. Și așa am ajuns eu să fac o observație participativă într-un muzeu, se numea Palais de la Port Doré, era muzeul imigrației, unde m-am dus pentru 3 zile și am stat și am fotografiat și am observat un performance al unui artist român, care, întâmplător, e unul dintre cei mai cunoscuți artiști contemporani români, se numește Dan Perjovski și este cel mai vechi jurnalist al revistei 22, omul care a făcut formatul revistei 22 și care are un public al lui. Oamenii îl cunosc pe Facebook, e un caricaturist, un desenator politic, are un proiect de street art, de artă stradală la Sibiu, făcut în colaborare cu teatrul Radu Stanca din Sibiu și chiar acum, în timpul festivalului, desenează pe zidul de la Sibiu. Și acolo am stat 3 zile, am observat toată derularea asta narrativă, povestea, performance-ul, felul în care interacționează și, în ultimul rând, desenele care au făcut exact în perioada Salvați Roșia Montană, el susținea cauza oamenilor din piață și acum susține mișcarea Rezist. Dar interesant pentru mine a fost că după aceea a trebuit să scriu o lucrare. Lucrarea a fost scrisă căutând concepte și teorii care să se potrivească și așa din această cercetare mi-am făcut a rezultat o lucrare de o disertație pentru master și apoi am avut și norocul să mergem la Budapesta să prezentăm lucrarea în cadrul unui congres internațional de semiotică. Totul a decurs foarte frumos și așa am ajuns eu studentă la doctorat și să fiu bucuroasă că am cunoscut alte teorii, alte concepte, am descris alt fir hermeneutic. Am înțeles. Deci te-ai prins cu pasiune în toată tema. Este o pasiune, nu e un interes neapărat pragmatic. Da. Și cum crezi că va evolua pasiunea asta? Adică unde crezi că vei ajunge? Eu sper să evolueze, să nu mă opresc aici. Îmi propun să-mi termin lucrarea și după aceea să-mi extind universul de cunoaștere. Semiotica permite asta, permite o continuă îmbunătățire a cunoștințelor, o continuă dezvoltare. Am înțeles. Păi atunci să o rugăm pe doamna profesor Daniela Roventa Frumușan să vorbească despre semiotică. Da. Este prima mea dragoste. Am făcut un doctorat în 1983 cu profesorul Paul Miclău și Solomon Marcus, vicepreședintele Asociației Internaționale de Semiotică, un model de academician, cercetător și mentor, care nu ezita să împrumute cărțile lui prețioase în anii 80, revista Poetics, editată în Olanda, atât unui tânăr asistent necunoscut, cât și unui elev de clasa 11 sau unui fost student căruia îi le trimitea prin poștă pentru că căpătase repartiție într-un sat din delta Dunării. Și discutând posibilitatea unei teme care să nu fie acuzată de imperialism sau de lipsă de interes pentru societatea multilateral dezvoltată, am ales semiotica discursului științific, care mi-a permis să fac trecerea spre zona euristică, spre zona de cercetare, pe o variantă comparativă română și franceză, pentru că la bază sunt un bătrân filolog în domeniul limbii franceze. Și semiotica a venit cumva ca o prefigurare a
secolului în care trăim, în care vizualul, se și vorbește de o revoluție vizuală, vizualul de pe Facebook, din fotografiile pe care cu toții le facem martori la evenimente formidabile, dar și la accidente și dezastre. Atunci vom spune că suntem toți jurnaliști și fotografi, e titlul unui proiect pe care l-a derulat în colaborare cu Franța facultatea noastră. Întorcându-ne la semiotică, vom spune simplu că este disciplina care se ocupă cu studiul semnelor și sistemelor de semne, atât la nivelul producerii, cât și al interpretării, și că suntem în fiecare moment al existenței interpreții semnelor celuilalt. Intru în biroul șefului, ce-mi va spune? Privesc cum stă adâncit în dosare sau mă privește și vrea să spună ceva favorabil mie. Distanțele, obiectele, relaționarea noastră în spațiu sunt semne ale comunicării familiale, profesionale, politice, științifice și așa mai departe. Dar semiotica este o rezumare a infinității lumii printr-un număr finit de semne, care în lipsa obiectului ne fac viața mai comodă. Și vă rog să vă reamintiți tabloul lui René Magritte, susține pas un pip, asta nu este o pipă, este reprezentarea unui pipe, fie că e fotografie, fie că este tablou, și noi ne iubim sau ne urâm prin intermediul semnelor pe care le lansăm: un zâmbet fals, ironic, crispat, o privire caldă, îndreptată spre interlocutor și nu ignorându-l. Toate lucrurile astea le facem involuntar, inconștient, dar și trecând printr-un curs de semiotică. De aceea am și numit cartea din 99 reeditată de atunci, Semiotică, Societate, Cultură. Avem nevoie în cultură, doamna studiază arta, street art-ul, grafitiurile, manifestările în stradă, care au și această componentă vizuală iconică. Ne vom întreba de ce semiotică, pentru că oferă bazele necesare înțelegerii textelor, semnificațiilor sau practicilor sociale, vieții de zi cu zi. Până la urmă, semiotica înseamnă punerea în semnificație și legătura cu ceea ce sugerați la începutul emisiunii cu comunicarea ar fi cuvântul comunism, nu? A pune în comun. Asta înseamnă a comunica. Și atunci punem în comun gânduri și semne pe care un mare filozof, părintele semioticii, le numea scheme de acțiune, pentru că după ce vorbim, negociem, mie îmi spuneau studenții doamna Saussure, pentru că îi asasinam cu citate într-un mare lingvist, părintele fondator al semioticii franceze, Ferdinand Saussure. Avem nevoie de astfel de repere, modele, metafore sau scheme, dar puse în comun. Și de ce? Pentru că semnele ne introduc în cultura proprie, dar și în cultura celorlalți. Și o foarte frumoasă carte scrisă din adunarea tuturor articolelor sale, aparține lui Roland Barthes, Aventura semiologică, are ca emblemă, ca model al Imperiului Semnelor, orașul Tokyo, în care anumite artefacte sau ritualul ceaiului, teatrul no, devin reprezentări ale culturii japoneze. Și atunci când vorbim despre o cultură, fie că este ea cultură organizațională sau cultura unei nații, avem niște imagini, niște semne. Hieroglifele sau piramidele pentru cultura egipteană, turnul Eiffel sau catedrala Notre-Dame pentru Franța. Nu neapărat acolo să pui mâna pe obiect, ci să citești romanul lui Victor Hugo sau să reflectezi la frumoasele articole, la senzaționale articole ale lui Roland Barthes.
Nu cred că are sens să trecem la definiții, ci doar să ne spunem visele, viziunea, perspectiva pe care ne-o dă această știință. În primul rând, optimizarea competenței de comunicare, posibilitatea de a produce și de a interpreta texte multimodale, ați vorbit de intonație, am vorbit de gesturi sau de direcția privirii și până la urmă utilizarea eficientă a zâmbetului, a căldurii din privire, a semnelor de apropiere cu ceilalți. Și pentru a închide bucla, ar fi trebuit să vorbim, dar am vorbit despre foarte multe lucruri, argumentarea revalorizată în societatea contemporană, argumentare care trebuie să înlocuiască, așa ca bătaia ruptă din rai, înlocuită de negociere, de dialog cu copii, ar trebui să înlocuiască definitiv violența. Și semnele culturilor în dialog să stea pentru un obiect real, lumea aceea pe care ne-o dorim să o transformăm și să fie mai bună. O jurnalistă femeie a răspuns la întrebarea care este pentru dumneavoastră principalul rol al jurnalistului fără distinție de gen. Și ea a spus, și e interesant că un ea a spus lucrul ăsta, mă gândesc că trebuie să ne dorim din tot sufletul să facem lumea mai bună. Frumos mesaj. În 2 minute și jumătate, dacă ați putea să ne spuneți cum vedeți viitorul în domeniul semioticii, dacă mai există vreo școală care să dezvolte lucrul ăsta, poate școala franceză, prin masterate, prin... Ar fi un răspuns cel puțin dual la întrebarea dumneavoastră. Cum evoluează semiotica? Vom afla peste 2 zile, când este organizat un important colocviu internațional Semiosis la Școala Națională de Științe Politice, care are și o componentă de omagiu profesorului Marcus, pe care l-am amintit și face o deosebită onoare să-l amintesc încă o dată, care este părintele semioticii în România și cel care a reușit să o facă și semiotica muzicală și semiotica teatrului cunoscute în lumea întreagă și care a fost multă vreme vicepreședintele Asociației Internaționale de Semiotică. Actualmente, față de ultimele cercetări, conferințe și publicații, mergem către multimodalitate, către convergența sistemelor de semne, sunetul, vizualul, textul. Vedeți, și cercetările continue privind vizibilitatea. Deci trebuie să fii pe de o parte vizibil, dar să nu uiți să fii și lizibil. În ceea ce privește masterul, există masterate științifice propedeutică pentru doctorate, cum este la noi cel de teorii și metode în științele comunicării, sau masterate profesionale de jurnalism tematic, și masteratul pe care îl conduc de 6 ani e cel de mass media, dezvoltare, societate, integral în limba franceză, are scopul pe care, cu ocazia decernării titlului de doctor honoris causa, Umberto Eco îl numea: studentul Erasmus, care poate să parcurgă diverse etape ale existenței universitare în departamente și universități diferite, este un fel de vacans. Este cel care călătorește și care câștigă și se îmbogățește din această călătorie. Au existat diverse proiecte de acest gen, dar este într-adevăr o îmbogățire, contactul cu studenți care reprezintă o altă cultură. Iubiți telespectatori, am încercat să vă spunem cât mai multe lucruri interesante în această emisiune. Trebuie să le mulțumim celor două invitate, să le promitem că vor mai veni pe la noi și sper să se întâmple acest lucru.
Mă gândeam în timp ce doamna profesor Frumoșani explica atât de frumos ce înseamnă semiotică, ce o însemna televiziunea sufletului tău. Vedeți? Să ne gândim cu toții ce înseamnă televiziunea asta culturală pentru noi toți. Este pe măsura sufletului nostru. Vă îmbrățișez cu drag pentru data viitoare. Mulțumim! Mulțumim! Mulțumim.